Domnul președinte, astăzi ați avut conferința pe țară a partidului pe care îl reprezentați. Exact. Câteva vorbe cu privire la acest eveniment de astăzi. Am convocat membrii Consiliului Național al PADR pentru a ne pregăti strategia cu privire la alegerile parlamentare care vor avea loc în luna decembrie. Datorită faptului că trebuie să tratăm cu mare seriozitate alegerile parlamentare, pentru că de bunul mers al comunității noastre depinde dacă noi reușim ca la aceste alegeri să avem un grup parlamentar sau măcar un parlamentar, ca să putem să promovăm anumite legi în Parlamentul României, legi care să îmbunătățească situația romilor la nivel național. În țară, câte organizații județene aveți până în momentul de față? Până în momentul de față avem 18 organizații județene, dar suntem în lucru, să zicem, cu alte încă vreo 10 organizații care vor lua înființare în cel mai scurt timp. În un termen de 2-3 săptămâni o să avem o adunare generală unde putem să alegem și o nouă conducere și să putem să votăm și o strategie pentru următoarea perioadă. În momentul de față, partidul pe care îl conduceți, câți membri numără? Partidul numără peste 40.000 de membri, dar numărul lor este mult mai mare. Aceștia sunt membri, să zicem, cu carnet înscriși, oficial, dar avem foarte mulți susținători. Alte probleme cu care vă confruntați pe linie de minoritatea pe care o reprezentați? Ne confruntăm cu o mare problemă și problema aceasta stagnează, să spunem așa, de 25 de ani, și anume aceea că nu ne putem coaliza să devenim o mare forță și să putem să creăm un grup parlamentar. Organizațiile romilor sau romii în general nu doresc să susțină prin voturile lor organizațiile romilor. De fiecare dată au vândut aceste voturi într-un fel sau altul și din această cauză avem multe probleme, pentru că noi, chiar dacă suntem aproape 3 milioane de locuitori, n-am putut să avem un parlamentar până acum, un parlamentar ales democratic. Singurul care este parlament este datorită faptului că legea permite și oferă un singur candidat din oficiu. Și doar la acela ne-am rezumat în ultimii ani. Din câte am înțeles, aveți o problemă cu despăgubirile pe care trebuie să vi le dea statul german. Da, în ultimul an jumate, în ultima perioadă, ne-am ocupat de aceste dosare privind deportații în Transnistria. Avem două categorii de astfel de dosare. Unele pentru persoanele care au fost deportate și sunt în viață, iar altele pentru persoanele care au fost deportate, dar din păcate nu mai sunt în viață. Pentru cei care sunt în viață, există o lege în Germania care le permite acestora să primească anumite indemnizații, un fel de pensie, pentru că au fost deportați. Iar pentru aceștia, noi am pregătit toate dosarele, conform cerinței Casei de Pensii din Germania. Iar acum, când toate dosarele au fost bine lucrate și pregătite cum au cerut, ele au fost refuzate la plată pe motivul că romii n-ar fi fost deportați în Transnistria și că n-ar fi existat lagăre ale romilor în Transnistria. Este o aberație, este o mare minciună fabricată de nemți pentru a ne mai amâna cu plata acestor dosare. Și pentru a, prin amânarea aceasta, doresc să facă ca și restul de romi care mai sunt în viață, prin trecerea timpului, aceștia să treacă în neființă, ca să nu mai plătească niciun fel de despăgubire. Este o palmă istorică să vii după 70 și ceva de ani să spui că
N-au existat astfel de ghetori când istoria vorbește despre locurile unde oamenii au murit, unde oamenii au fost chinuiți, unde oamenii au fost umiliți. Și de aceea eu cred că lucrul acesta nu poate să rămână așa și eu împreună cu consilierii mei, cu toate forțele care le avem și avocații noștri, ne vom lupta ca acești oameni să-și primească drepturile. Dar trebuie oamenii să înțeleagă că nu depinde de noi, ci depinde de statul german. Și statul german este un stat ostil, un stat care din nou face discriminare între noi și evrei, pentru că dosarele evreilor le-a rezolvat, dar când este vorba de noi, de țigani, de romi, văd că există această discriminare. Ea va trebui să ia sfârșit și să se facă anumite lucruri ca să fim și noi îndreptățiți. În caz că nu veți obține aceste solicitări, aveți de gând să dați în judecată statul german? Deci noi am început, sunt deja câteva procese pe rol pentru anumite cerințe ale noastre, dar procesele vor continua. Pentru că de fiecare dată când aceștia încalcă drepturile noastre, noi acționăm în judecată. Da, o să-i dăm în judecată și de data aceasta pentru discriminarea aceasta și pentru faptul că ei acoperă cu o minciună un lucru adevărat, un lucru istoric care nu poate fi contrazis. Pentru că aici e vorba de istorici. Chiar am cerut Academiei Române o poziție în sensul acesta. Care este relația dumneavoastră cu autoritățile statului român în rezolvarea unor probleme sociale cu care se confruntă minoritatea romă din România? Problemele cu instituțiile României sunt de mai multe feluri, pentru că, după cum bine știm, instituțiile României nu prea se implică în a ajuta romii, sau dacă au dat anumite posturi în ministere membrilor comunităților de romi, aceștia nu lucrează pentru romi și, practic, ajutorul este inexistent. S-a vorbit de o strategie a guvernului, s-a vorbit de îmbunătățirea situației generale ale romilor, dar atât eu cât și celelalte organizații care luptă pentru drepturile romilor n-am înregistrat succese pe această cale, deoarece instituțiile din România tratează cu indiferență toate cererile noastre. Vă mulțumim pentru interviul pe care l-ați acordat în exclusivitate pentru ziarul Universul.